Incendiul de acum trei zile de pe teritoriul pieței centrale din Chișinău a fost provocat de un scurt circuit. Aceasta este versiunea preliminară a pompierilor. După efectuarea mai multor cercetări, aceștia au stabilit că scurt circuitul s-a produs din cauza supra-solicitării rețelei electrice. În data de 17 iulie, 5 gherete cu produse alimentare aflate în preajma străzii Mitropolit Varlam de pe teritoriul pieței centrale au fost făcute scrum. Focul a izbucnit la miezul nopții, iar la fața locului au intervenit trei echipaje de pompieri. Incendiul a afectat o suprafață de 30 de metri pătrați.